Târgul de turism este organizat în cel mai mare mall din Constanța și ține 3 zile, începând de astăzi, așa că weekendul acesta vă puteți achiziționa vacanțe la preț de chilipir. Sunt tarife avantajoase pentru că există reduceri dacă vă cumpărați vacanța acum în timpul târgului de turism, deci de astăzi până duminică. În fiecare zi vom avea programe artistice, așa cum se poate vedea și în acest moment. Sunt diferite grupuri folclorice de cântece și dansuri, dar și alte momente artistice de tip breakdance sau altceva, cafe-concert, după gustul fiecăruia, astfel încât aici această zona a mall-ului va fi foarte animată. Expozanții care participă la târg sunt convinși că pachete mai avantajoase ca aici nu există în altă parte. Pachet de 3 nopți, camera dublă, este 235 de lei de euro de persoană. Pentru 3 nopți, bineînțeles, cu toate serviciile incluse, cu toate mesele. Altă dată lăsate deoparte, stațiunile balneare din România sunt acum cap de afiș. Noi promovăm orașul Băile Olănești, Izvoarele de Aur de la Băile Olănești sunt renumite la nivel național și internațional. Pe raza orașului Băile Olănești sunt 30 de izvoare care ajută atât terapeutic la cură internă cât și externă. Avem ce promova. Stațiunea în ultimii 2 ani a renăscut, bazele de tratament și structurile de cazare s-au modernizat, de asemenea partea de agrement s-a îmbunătățit considerabil și Băile Govora oferă un climat de refacere extraordinar. Târgul de turism Vacanța este deschis până duminică, între orele 10 și 22.